m-am hotărât să-mi iau destinul în mâini și am mers la Teatrul Național. Am intrat și am zis portarului, sunt Marius Manole, elev în clasa 9 și vreau să fiu actor aici. Și portarul mi-a zis, așa și? Așa și mai și departe? Am fost. Așa și am fost. Da, așa a fost. Eram în clasa a 9-a și mă duceam spre școala mea, liceul Garabeti Brăileanu, care era undeva în Copou, ieșenii știu, și atunci când treceam pe lângă Teatrul Național, mă uitam la clădire și spuneam, Doamne, vreau să mă fac actor, vreau să mă fac actor, vreau să mă fac actor. Și într-o zi mi-a luat inima în dinți, am intrat în teatru și am spus fix așa cum ai spus tu, sunt Marius Manole și vreau să mă fac actor aici. El a zis așa și, și eu am zis, păi și cum facem? Trebuie să rezolvăm treaba asta cumva. Am avut norocul că a intrat pe ușă regizoarea Irina Popescu Boieru, care a spus, adică cum? Zic, vreau să joc și eu un spectacol. Și a zis, ce nu înțelegeți? Hai să mergem până sus la sala Aglaie Pruteanu, să-mi spui o poezie. Am spus o poezie și a zis, uite, eu fac un spectacol. Îți mai amintești poezie? Eminescu, am spus La Steaua. Mi-amintesc perfect. La fel de hotărât e și acum când vine vorba de ce-ți dorești în viața asta? E greu, nu sunt tot timpul hotărât. Încep să fiu mai hotărât. Eu sunt balanță de felul meu. Balanțele știm cu toții că sunt destul de nehotărâte și viața lor nu e chiar ușoară pe pământ. Dar după 40 de ani sau după... Am putut unul cu 40 de ani ăsta, zici că am... Dar după... Da, am plecat 40 de ani și mi se pare că... Cred că am intrat în altă zodie. Dacă te-ai întâlnit cu Marius de la 18 ani, ce ei zice? L-aș spune să fie un pic mai introvertit, mai atent. Mai introvertit? Mai introvertit, da? Dar să fie un pic mai atent la el, mai să nu se sipească așa de mult în alți oameni și în, așa de ușor. Și să nu se împrietenească atât de repede cu oricine care iese în cale, de parcă ar fi un câine fără stăpân care își caută iubirea la fiecare mângâiere de om. Că, na, acum sunt și oameni nu tocmai... Prietenoși? Buni. Buni? Bun pentru tine, că ce e bun pentru mine s-ar putea să fie bun pentru tine și viceversa. Cam asta aș spune, rest n-ar schimba nimic. Și să știi că la 40 de ani, da bine, asta o să știm, la 40 de ani e ca la 30 și ca la 20 și ca la 10. Și... Ei, nu chiar la fel. N-are cum. Nu mai poți să faci niște lucruri fizic, de exemplu. Eu asta e marea mea. Dar pe de altă parte ai niște experiențe care te schimbă. Da, ai niște experiențe care te schimbă. Ce aș zice că dacă aș rămâne la 40 de ani și n-aș mai înainta, eu aș fi foarte fericit, pentru că sunt mult mai fericit decât și eu la 30, ce zici de asta? Da. Nu, la 40. Nu poți să fii tu la 30 și eu la 40. Da. E la dreptate. Păi nu se poate. Nu, toți la 40 să rămânem, dacă rămânem undeva. La 40 sunt mult mai bine decât la 20. Uh-huh. Sunt mult mai liniștit, mult mai împăcat, mult mai relaxat. Mult mai... Da, eram relaxat. Eu am fost tot timpul relaxat, de fapt. Uite, ziceai mai devreme de sfaturile pe care le-ai dat lui Marius, cel de la 18 ani, și mă gândeam care au fost experiențele care te-au făcut să vezi lucrurile diferit. Sunt un om care nu prea am așteptări de la alți oameni. Eu nu aștept nimic nici de la părinții mei. Dacă mama îmi vine mâine și spune, Marius, eu m-am hotărât să las casa și tot ce avem noi, verișorului tău. Foarte bine, mamă. Fii sănătoasă. N-am așteptări, nu mă aștept ca oamenii să reacționeze într-un fel. Doar că în ultimul timp, în România, trăind în România și fiind țara asta într-o situație atât de groaznică în care a ajuns acum în momentul ăsta, cu tot ce înseamnă clasă politică, cu tot ce înseamnă tot ce înseamnă societate civică și mai departe, am tot felul de dezamăgiri de la oameni care, de la care mă așteptam, iată că acum mă așteptam, să fie mai deștepți și mai ancorați în realitate și mai puțin oportuniști. De la cine te referi? La mulți, foarte mulți artiști, de exemplu, care fac scrisori, care semnează scrisori pentru primăria capitalei, pentru... Nu se poate așa ceva, adică nu poți, n-ai voie să faci mizeria asta, nu ai voie să faci așa ceva, după gustul meu, dar după gustul lor se pare că ai voie. Și da, sunt dezamăgit de o anumită clasă, sunt dezamăgit de clasa politică, sunt dezamăgit de prieteni care ne-au despărțit acum, ne-au despărțit referendumul, ne-au despărțit asta, cum se cheamă, votul, când a trebuit să mergem să votăm și nu s-au dus la vot și așa mai departe. Și atunci nu mai poți să fii prieten cu oamenii ăștia și da, m-au dezamăgit în felul ăsta. Ai fost la vot? Ai fost la Eu tot timpul am fost la vot, în afară de acum, când am boicotat foarte frumos acest referendum. Referendumul privind familia... Da. De ce? Pentru că mi s-a părut că nu și-are locul acum, nu e o oportunitate pentru România. Oricum, nu despre asta era vorba, despre ce spuneau ei acolo, că și mi s-a părut foarte jegoasă campania făcută de către Biserica Ortodoxă și de către clasa politică și asta i-a dus pe limba lor, au murit foarte frumos. Eu sunt un om care merg la biserică în fiecare duminică dimineață, eu nu sunt credincios. Dar nici nu pot să accept ca un preot să-mi spună în biserică du-te să votezi pentru că altfel vei arde în iad, că nu sunt atât de prost.
Eu nu m-am prostit chiar așa. Am un coleg acum la Sfântul Gheorghe, un prieten care și-a schimbat religia după acest referendum din ortodox, a trecut la alt, pentru că pe el și am mulți prieteni care au zis, bă, nu mergeam noi la biserică, dar acum nici nu mai mergem. Și mi se pare un moment foarte bun să înțeleagă Boru că sunt într-un impas și că nu toată lumea îi adoră și că nu toți îi iubim atât de tare. Un om e liber să facă, să căsătorească, să aibă copii, să înfieze copii, să... când vrea, cum vrea și să aibă grijă, dacă are cu condiția să aibă grijă de copiii aia pe care înfiază. Sunt o groază de copii lăsați în orfelinate. De ce să-i lași acolo? Cât de tâmpit să fii, să spui, bă, lasă, bă, decât să ia doi bărbați mai bine sau două femei, mai bine să zac acolo terminați în niște orfelinate fără iubire, fără mâncare și să, cu boli și să îi scoți niște oameni cu probleme, dacă îi mai scoți de acolo. Adică cât de tâmpit să fii? Care religie poate să spună idioțenia asta? Care Dumnezeu, al cui Dumnezeu poate să spună mizeria asta? Că Dumnezeu meu nu spune asta. Poate avem ori, avem Dumnezei diferiți. Eu? Ai înfia un copil? Da, dar e foarte greu în România. Este incredibil de greu. Am avut caz la teatru, Ileana Olteanu, actrița Ileana Olteanu, care a fiat doi copii, cu un stres enorm, cu un stres de... Am crezut că moare, de, că în fiecare zi venea cineva să-ți ia, în fiecare zi actele se schimbau, în fiecare zi trebuiau alte formalități, în fiecare zi venea cineva pe... De parcă tu duceai copiii aia la... Mă rog. Da, deci nu m-am dus la niciun referendum și la protoporcărie și slavă Domnului că românii au fost mai deștepți și că s-au prins din timp ce fac. Ți-ar plăcut să te naști în altă țară? Nu, mi-ar plăcut să mă nasc în România, dar România să fie o țară normală și civilizată și condusă nu de niște cretini, ci de oameni normali la cap, care să iubească țara asta, nu să facă tot ca să o distrugă. Absolut tot ce le stă în putință. Mi se pare incredibil. Incredibil mi se pare cum stăm 17 milioane cât suntem de oameni și ne uităm la 300 sau 500 cât sunt acolo în Parlament și în Camera Deputaților și toți ăștia și lăsăm să calce în picioare tot ce am avut istorie, dar se pare că asta așa e felul nostru. Crezi că oamenii ar putea face mai mult decât... Sigur că da, sigur că ar putea face, sigur că societatea civilă poate să facă tot timpul mai mult. Nu există să nu putem face. Dacă ne unim și dacă stăm acolo în stradă și stăm pe capul lor și le arătăm că știm ce fac, că ne dăm seama de ce fac, nu se poate ca ieri să dea o ordonanță de urgență care să împiedice justiția să-și facă treaba, să îngenunche, să închidă justiția aproape pentru totdeauna România și noi să stăm acasă, liniștiți, să zicem, na, s-a mai dat, na, uf, Tudorel Toader. Poate că românii nu mai pot. Nu mai, păi, nu mai pot. Nu mai au putere. Atunci nu ne mai... merităm soarta și nu avem de ce să ne plângem. Să zicem, ok, hai, ce mai dați? Ce mai urmează? Dați-ne în cap. Hai, omorâți-ne pe toți. Luați-ne. Ne întoarcem înapoi. Acum 29 de ani. E incredibil să cred că oamenilor le-e frică să vorbească. Oameni buni, urmează 30 octombrie. Da? Urmează 30 octombrie. Ce s-a întâmplat pe 30 octombrie? Nu eram noi în stradă urlând că vrem dreptate, că corupția omoară, corupția ucide? Sau i-am uitat pe copiii care au murit în colectiv? I-am uitat? Gata, s-a terminat, s-a dus. Aia e România. Noi nu trebuie să uităm momentul ăla. Aia e România. 30 octombrie la care ne-a genunchiat pe toți. Nu se poate să le dăm voie să facă, pentru că colectivul ăla se va întoarce. Ăla nu a fost, nu o să fie așa, a fost odată și gata. Nu. Nu avem voie, e rușinos și e rău să facem asta. Marius Manole, ce înseamnă pentru tine demnitate? Demnitate înseamnă, uite, să am curajul să spun ce gândesc în permanență, să-mi asum tot ce spun și cum trăiesc și ce fac. Asta e demnitate. Românii au demnitate? Tocmai ce spuseserăm că... Nu știu, mi se pare că sunt două românii în momentul ăsta în România. O Românie cu oameni care au demnitate și o Românie cu oameni care au uitat-o, au pierdut-o, n-au avut-o, nu știu. Demnitatea depinde de cultură? Depinde de educație? De ce depinde demnitatea? Eu știu că bunica mea, și e, bunica mea e un om foarte demn, nu știu dacă are 4 clase. Deci asta cu școala nu prea ține. Nu că vreau să le găsesc românilor o scuză, dar pe de altă parte, nu știu, mergem pe stradă și îi văd atât de triști, parcă nu mai au putere nici să protesteze, nici să se supere pe ce se întâmplă. De ce? Eu de ce am putere? Tu de ce ai putere? Ea de ce are putere? Avem 2 capete, 4 mâini, 6 picioare? De ce? Tu de ce ai putere să protestezi? Știi care e replica cea mai des pe care o aud? Bă, am fost la protest așa. Păi da, mă, dar tu... Eu ce?
ce? Sunt angajat într-o instituție de stat? Risc și pe mine să mă dea afară cineva? Să mi se pot întâmpla și mie lucruri? Ce înseamnă? Păi da, da, na, normal, tu... Că nici nu știu ce se dezvolte mai departe, că nici nu știu ce se dezvolte. Adică aici se oprește marea lor scuză. Păi da, da, na, tu poți că... Că ce? Poate le-e frică. Poate comunismul, poate revoluția, poate... Păi da, dar nu ți se pare destul de trist ca după 29 de ani să-ți fie frică să deschizi gură? Să nu ai dreptul la propria ta, să ai voie la o părere, să-ți se interzică protestul spontan? De ce? De ce? Dacă te știi nevinovat, vorba lui Caragiale. De ce dacă te știi nevinovat? E foarte grav ce se întâmplă. E grav, trist. Grav. Și românii sunt din ce în ce mai triști, din păcate. Da. N-au fost niciodată prea veseli, dar acum parcă... Parcă mai mult ca niciodată. Parcă mai mult ca niciodată, da. Și apropo de tristețe, se spune că depresia este boala secolului 21. Da. Te-ai confruntat vreodată cu problema asta? Da, da, da. Cum a fost și cum ai depășit? Păi, ce să zic, depresia apare pe multe fonduri, de neîmplinire în familie, de nefericire, de ore petrecute la job. Depresia, de exemplu, în cazul meu, a fost pe fond de oboseală, de epuizare, și atunci corpul nu mai poate lupta, renunță și intri în depresie și nu mai înțelegi pentru ce muncești, nu mai înțelegi pentru ce. Știi cum s-a rezolvat la mine depresia? Cum? S-a rezolvat atunci când am început să spun ce mă doare și să spun adevărul și să spun asta nu vreau să fac, asta nu mai vreau să fac, asta nu o voi face, nu sunt de acord cu tine. Mai exact, la ce ai renunțat? La multe lucruri, adică am renunțat să lucrez cu regizori care nu-mi plac, care mă deranjau, dar lucram cu ei pentru că, bă, așa trebuie. Am renunțat să mă duc să dau interviu, de exemplu, mi s-a cerut un interviu, da? Genul de interviu, mă rog, și au un proiect mai mare și mi-au trimis întrebările și erau convinși că o să răspund, dragă mare, să te trimitem, și m-am uitat să văd cine a dat interviuri. Și m-am uitat, pe ăsta nu cred în omul ăsta, în omul ăsta nu cred, ăsta nu cred, nu cred, da, și am scris, iertați-mă, eu nu vreau să fiu în această listă, nu vreau, poate că ei sunt oameni foarte ok, pentru mine nu sunt, și atunci eu n-am de ce să, iertați-mă, nu vreau să fac asta. Înainte, sigur, m-aș am spus, bă, de ce trebuie să fiu cu ăștia? Dar dădeam acolo și trimiteam interviu și după aia când vedeam, mă ofticam, spuneam, Doamne, dar de ce am răspuns la prostia? Trebuia să nu, știi? Și iată cum apare o problemă. Așa când ai spus, îmi cer scuze, nu doresc să fac acest interviu. Mm-hmm. Vezi? Lucruri de astea, mici. Ți s-a întâmplat să, și de, la pastila de motivație, întreb destul de des asta, da. Pentru că de obicei oamenii sunt cunoscuți. Ți s-a întâmplat să-ți dorești să te schimbi doar ca să fii iubit de publicul tău? Am făcut să asta fii altfel ani. Pentru ei? Am făcut asta mulți ani. Am făcut foarte mulți ani. De aici a apărut depresia. Pentru că eu am făcut acest compromis foarte mulți ani. Pentru că eu am zis, bă, sunt actor, actorii cineva care trebuie să fie iubit și publicul din România nu e pregătit să înțeleagă, să te iubească pentru ce ești tu cu adevărat. Cu părerile tale, cu dorințele tale, cu nevoile tale. Și s-a dovedit că am avut dreptate. Când am început să spun, deci oameni care mă iubeau pe Facebook, domnul Manole, ce artist, dar ce, Doamne, că parcă aș vrea să am un copil ca dumneavoastră, dar ce băiat minunat. În secunda în care am apărut și am spus, semnați fără penali, sunt în stradă, haideți cu mine, semnăm asta. În secunda am spus, nu vă duceți la referendum, pentru că nu e un referendum normal și nu e ok ce face Ortodoxia în România. În secunda se vezi cum dintr-un copil, vai ce, nu mă așteptam dumneavoastră, dar nu mai calc la teatru. Reacția normală a fost prima dată, m-am speriat și am zis, aoleu, să-mi cer scuze, cum să... Și după aia am spus, nu vreți să mai veniți la teatru? Foarte bine, nu mai veniți. Nu mai veniți. Înseamnă că nu aveam nevoie de public. Nu mai veniți. Asta e. Știi cum actorul își alege publicul. Sigur că e bine să fii popular, sigur că toată lumea își dorește. Dovada cei oameni care au semnat scrisoarea, care prezintă tot felul de evenimente, fântânile de la primărie. Da, nu vreau să fiu iubit în felul ăsta. Prefer să mă iubească 50 de oameni, dar care să mă iubească fix pentru ce cred eu, pentru ce simt eu, pentru ce sunt eu. Pentru că, până la urmă, asta înseamnă un artist. Vreți așa? Bine. Nu vreți? O să mă duc în gară, o să pun o căciuliță jos, o să spun o poezie la Steaua care a răsărit și o să câștig acolo două pâine. Nu o să, nu știu, o să plec din țară, o să văd, habar n-am. Dar dacă ăsta e publicul, eu nu am nevoie de publicul ăsta. Ai primit de răspuns, vorbeai despre colegii tăi și despre fântâni și despre da. Teatru. Ai primit de răspuns de la ei, am văzut postarea pe Facebook. Ți-au zis ceva? Ai primit un răspuns de la ei, o justificare? Deocamdată nu mi-a spus, ca să hotărăsc ce fel să se poziționeze, că am ajuns cam politică. Cum îi răspundem
ăstuia. N-am primit, în schimb am întrebat niște colegi de ce au făcut, de ce au semnat mizeria aia și toată lumea a avut motive, că toți avem motive pentru care cum facem. Ar fi? Motivul că, de exemplu, am vrut să ajut o școală, vreau să înființez o școală și doamna Fire a fost singura care m-a ajutat în chestia asta și, bă, dar puteai să ceri de la noi, dar puneam mână, dar întrebam niște ONG, dar vedeam cum facem, dar nu e asta o soluție, să încurajez analfabeții și hoții, nu e asta o soluție, că îți dau și ție, îți arunc o zvârtă. Îți arunca și ție un os. Hai, ia și tu un os, ia, hai, ia, ia, vezi, ia prezintă și mie niște spectacole la Primăria Capitalei, că inaugurez niște fântâni. Ia, vezi, că vine cineva, vreau să fac la Arcubo. E atât de mândri. O să pice. La un moment dat o să pice. Dacă ar fi venit doamna Firea și ți-ar fi propus nu. Marius Manole. Nu, 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 sub nicio formă. Ce ai fi răspuns? În afară de răspuns. Știi care e problema? Azi dimineața... Nu că ce? Că nu cred în dumneavoastră, nu cred în chestia asta, nu cred în partidul ăsta, nu cred în felul ăsta de a guverna, nu cred în... Nu cred. Asta e. Știi, azi vorbeam cu cineva și mi-a spus, apropo de colegii care au primit funcții mai nou, știi, de ăia de la Arcub, de la Centrul Lumina și domnul Bodochi, care acum va fi făcut întâmplător, acum a fost făcut cetățean de onoare. El e un actor de atâția ani, putea fi făcut și acum 5 ani, dar acum s-a găsit, mă rog, ok. Mi-a spus, m-a întrebat azi cineva, nu vreau să dau un regizor, și a zis, bă, dar dacă erau ai noștri la putere, tu n-ai fi făcut, n-ai fi acceptat o funcție. Ai noștri? Ai noștri fiind cei în care credem noi, adică, nu știu, probabil că opoziția. Bun. Și m-am gândit și am zis, ok, dacă erau ai noștri la putere, ai noștri, da, să zic. Oricine ar fi ei, oricine da. Ar fi ei. Bă, n-aveau cum să pun un prim-ministru analfabet. N-aveau cum să pun la primărie așa ceva, că nu vreau să... N-aveau cum, adică aveau niște oameni, probabil că ar fi pus în posturile de conducere niște oameni. Sigur că eu sufăr foarte tare pentru George Ivașcu. Eu chiar sufăr realmente pentru George Ivașcu. Sufăr că s-a întâmplat cu Roșia Montană. Mie, George, mi-a fost prieten. Nu știu cum voi reacționa după ce el va ieși din politică. Nu știu cum va fi situația. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. Eu țin în continuare la el și mi-e greu, mi-e foarte greu, pentru că suntem oameni și, da, până la urmă ne despart. E complicat rău. E complicat rău. Dar să mă întorc. Ar fi pus în posturile cheie niște oameni, niște miniștri. Nu unul care spune genunche, nu Daia, nu... Adică nu... Și atunci, sigur că eu probabil că aș accepta să fac ceva, dar aș accepta condus de un om de o capacitate, de un profesor universitar, de cineva care, bă, vorbește limba română corect, care articulează, care are o structură, care are o coloană vertebrală, care are niște credințe, care are niște... Nu niște păpuși, că ăștia sunt păpuși toți, ei, în afară de Dragnea, sunt toți niște păpuși. Ăsta e un hot smaker. A luat-o de mic de la talpa iadului. Și a mers el așa, a adunat, tot făcut mișmașul, a tot furat, a pus-o pe aia. Acum s-a înconjurat de niște căței de ăștia lingăi și dă-i înainte. Și tu care ești în artă, care lucrezi în teatru, tu cum poți să faci așa ceva? Cum să semnezi tu, Victor Frunză, tu, Colceag, tu, Bodochi, tu, Monica Davidescu, tu, cum să semnezi să girezi asemenea impostură și să mai și scrie acolo că doamna Firea a ajutat la... mers înainte al artei și că de când a venit ea s-a creat o stabilitate. Suntem cu toții tâmpiți? Dar chiar suntem cu toții? Nu suntem cu toții tâmpiți. Chiar nu suntem. Să faci un teatru al dramaturgilor în care să pui, nu spun ce dramaturgi se montează, dar toți ăștia din scrisoarea asta să monteze acolo și să joace acolo și să câștigi niște bani din primărie. De ce? Nu suntem toți tâmpiți. Îmi pare rău, dar nu suntem toți tâmpiți. Chiar nu suntem. Sau suntem, dar într-o măsură mai mică. Care este cea mai... Obosit. Văd că ai obosit. Hai să ne relaxăm un pic. Care este cea mai importantă lecție pe care ți-a predat-o viața? Marius Manole. Păi moartea unui prieten, asta a fost unul. Ce ai învățat din moartea unui prieten? Am învățat că suntem foarte vulnerabili, că nu suntem pe pământul ăsta veșnici. Am învățat că e foarte importantă clipa de azi. Dacă sunt aici cu tine pe canapea, e important să folosim acest moment de adevăratele. Adică să nu mă facă vorbesc despre ceva, să nu mă facă nu spun că mă prezint la... Nu, ne vorbim real despre un lucru. S-ar putea că eu să ies de aici, să dea o mașină peste mine și ăsta să fie ultimul interviu care a rămas. Crezi în Dumnezeu, Marius Manole? Da. Dar nu în Dumnezeu ăsta al bisericii din momentul ăsta în România. Dar în ce Dumnezeu? Cine e Dumnezeu pentru Dumnezeu Marius pentru Manole? Mine e ăla care mă îndeamnă să fac bine, să accept... Să accept aproapele meu, să-l iubesc pe aproapele meu așa cum mă iubesc pe mine însumi, să pot să fac o faptă bună, să nu fac rău nimănui. Ăsta e Dumnezeu meu. Cred în curaj. Cred în cinste.
Cred în bunătatea oamenilor. Cred în dreptate. Cred în egalitate. Deja, uh-huh. O viață de om. Mulțumesc, să aveți curaj. Asta e cel mai important. Să aveți curaj și să fiți sănătoși. Mulțumesc mult.